În epistola către Efeseni, la capitolul 2, cu versetele 8 și 9, stă scris: Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Eram internată într-un spital împreună cu copilul meu bolnav, spune autoarea. Doar cine a trecut printr-o astfel de situație poate înțelege. Eram foarte supărată pe Dumnezeu. De fapt, eram furioasă. Încă înainte de a se naște copilul, am avut foarte mare grijă de sănătatea mea și a lui. Apoi l-am alăptat un an și jumătate. L-am hrănit sănătos, etc. Deci, meritam un copil sănătos, nu? Mă uitam la alte mămici care nu făceau nici jumătate din eforturile pe care le făceam eu pentru sănătatea copilului meu și care, totuși, aveau copiii sănătoși. Nu înțelegeam. Dar Dumnezeul meu bun avea o lecție prețioasă pentru mine. Cu delicatețe mi-a descoperit acolo, în spital, un adevăr care mi-a schimbat perspectiva asupra vieții. Sănătatea. Ca și mântuirea, este un dar care se primește prin har, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și am înțeles că, făcând tot ce știu pentru o sănătate bună, trebuie să rămână recunoscătoare, dependentă și deschisă la lecțiile lui Dumnezeu pe care să le transmit și copiilor mei. Încă din leagăn. Învățați-vă copiii să practice tăgăduirea și stăpânirea de sine, scria Ellen White în Cartea Divina Vindecare, pagina 287. Continui. Învățați-i să se bucure de frumusețile naturii și să-și exerseze în mod sistematic toate puterile trupului și ale minții în ocupații folositoare. Creșteți-i astfel încât să aibă o constituție fizică robustă și obiceiuri bune. O dispoziție senină și o fire blândă. Întipăriți în mințile lor de adevărul că Dumnezeu nu intenționează ca noi să trăim numai pentru o răsplată în timpul de acum, ci pentru binele nostru veșnic. Învățați-i că a ceda în fața Ispitei este un lucru rău și care arată slăbiciune. A rezista în fața ei înseamnă noblețe și bărbăție. Aceste lecții vor fi asemenea seminței semănate într-un pământ bun și ele vor aduce roade care ne vor înveseli inimile. Dacă ai o suferință, întreabă-te ce lecție dorește Dumnezeu să te învețe prin aceasta.